Doamnelor și domnilor, după cum v-am spus, eu am dat un Mercedes în această seară, Ramona a dat un apartament și mai avem de dat încă două Mercedes-uri eu și două apartamente Ramona. Nu uitați, trebuie să vă abonați pentru a primi aceste daruri din partea revistei 100% adevărat, revistă online. Știți toate regulile, sunt transmise pe ecran. Eu mă grăbesc să amestec numerele abonaților de luni și până în acest moment. Totul este 100% adevărat. În acest moment se amestecă numerele abonaților 100% adevărat de luni și până în acest moment. Ia să vedem cine primește frumusețea asta de lângă mine, de Mercedes sau asta la altă. Eu mă duc către asta vișinie totuși, mi se pare mai deosebită. E metalizată, vreau o cameră mobilă să vină cât mai aproape să vedeți ce... Grigore, curaj Grigore, vino repede! Cel mai bun tip cu steadicam-ul, steadicamist, uitați ce viteză are. Acesta este vișiniu metalizat. Ăla e negru, avem toate culorile. Albe, gri metalizat, negre, blomarin. Toate sunt cu fundiță. Noi, nouțe, special pentru abonații revistei online 100% adevărat. Au chiar și motorină. Nu chiar plinul, dar au. Cât să facem o tură pe aici prin platou cu mașina... Sunt închise pentru că dumneavoastră le veți deschide, dumneavoastră le veți conduce pentru prima dată. Poate au mai fost, trase pe aici prin platou, s-ar putea să aibă cel puțin 5 km și maxim 15. Deci sunt noi, nouțe. Special pentru abonații, revistei online, 100% adevărat, vom mai face o extragere. Te rog, Daniel, te rog. Să-mi fac prieteni, da. Și vreau să mă lași pe mine să fac un român fericit. Mă lași pe mine să apăs acolo? Te rog, hai bine. Așa! Facem o excepție de la regulă și o să rog pe Daniel Iordăcaie, dar atenție, nu apeși prea repede, trebuie să creăm suspans, trebuie să fim siguri că s-au amestecat foarte bine toate numerele și zic și de ce. Mulți să nu apeși prea tare, da? Doar un pic trebuie să o atingi. Atențiune! Mulți au trimis SMS luni, mulți au trimis miercuri, marți. Duminică dimineață, duminică în timpul emisiunii. Sunt SMS-uri date chiar și acum 3 minute înainte de această extragere. Eu cred că s-au amestecat foarte bine numerele tuturor abonaților. Suntem pregătiți? Încet, da? Ridicăm ușor. S-a oprit numărul. Avem numărul 0728298. Eu spuneam că sunt 900 de variante, dar dacă punem la socoteală și 000, sunt chiar 1000 de variante. Acum nu știm câți abonați sunt cu numărul ăsta de telefon. Depinde. Finalul e diferit. Poate sunt 100 de abonați. Da, poate da, sunt, poate unul singur. Poate avem decât un singur abonat cu numărul asemănător. Să vedem cine răspunde la acest număr. Să vedem când a fost trimis SMS-ul, cine este și te-aș ruga. Facem un pariu. Eu zic că a fost trimis miercuri. Tu ce zici? Eu zic că... Eu nu mai zic nimic, habar n-am. Sunt atât de mulți abonați în fiecare zi încât chiar nu știm în ce zi au fost trimise. Da, eu zic că totuși... Eu mi-am făcut treaba, te las să-ți faci treaba, da? Eu merg treaba, pe sâmbătă, da? Eu cred că sâmbătă. Sâmbătă? Sâmbătă. Pe ce Ia. Punem pariu? Pe o tură cu mașina. Yes! Sună! Auziți muzică? E tinerel ăsta, micu, mă, dar are telefon. Alo? Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, vă rog frumos să stați într-o zonă cu mai multă frecvență, că vreau să vorbesc cu dumneavoastră ceva foarte serios. Ce mai mult să credeți? Poftim? Ce mai mult să credeți? Zi-vă ce! Alo! Să nu închideți, că nici nu știți ce pierdeți! Alo! Mai încercați odată, mai avem dreptul la încă două telefoane. Omul nu știa, probabil o fi fost pe drum prin vreo pădurice, mai știi? Încercați pe același număr încă o dată. Să verificăm și vă rog din regie să-mi spuneți și mie când a fost trimis SMS-ul și cum se numește, măcar să știu cum îl abordez pe abonatul revistei online 100% adevărat, ca să vedem, dânsul nu știe, se pare că nu era acasă, clar. Poate l-am deranjat. Poate nu avea semnal. Sau poate că nu mai avea... Poate era prea fericit. Poate că nu mai avea nimic cu nimeni. Poate era în vreo căruță și noi îi dăm vreun Mercedes.
Poate nu avea frecvență, poate el nu avea casă și o să-i dea Ramona vreo casă la următoarea extragere. Mai știm? Sună? Ia să vedeți Caterinca acum când răspunde. Ce-ar fi să nu mai răspundă? Nu vorbește el cu toți vagabonții care își fumoacă așa. Da, eu sunt. Păi, ia să vedem. Sună? Da, ce să... Chiar... Abonatul Vodafone. Hai, nu se poate, hai! Nene! Alo! Nu ești normal? Vă rog din suflet! Vă spun, eu aș vrea să tragem un pic de timp, vă spun și de ce. L-am prins odată pe om, se pare că este într-o zonă fără acoperire. Până atunci, ce zici? Auzi, bine că nu l-am ales eu și l-a ales Daniel. Noi trebuie să încercăm de trei ori. Vezi? Avem trei variante. Mai eu avem încă o dată la dispoziție. Eu de obicei aleg oameni năpăstuiți de soartă. Ai văzut? Iată dovada. Nu se pare că... Vă rugăm să reveniți. Incredibil. Asta e. Deci omul are treabă. Incredibil. Stați-l un pic. O să-l invit alături de noi pe domnul avocat Mihai Gheorghe. Vreau să vină aici alături de mine, care ne va comunica ce se întâmplă cu abonatul nostru, cu extragerea care tocmai am făcut-o. Vă rog din suflet să ne explicați și nouă despre ce este vorba. Bună seara! Cu privire la domnul Gheorghe, cel care a răspuns și se pare că legătura s-a întrerupt, potrivit regulamentului, îl declarăm câștigător, întrucât a răspuns la telefon. Știți cumva cum se numește? Da. Se numește imediat. Gheorghe, am înțeles? Imediat. A răspuns la telefon Moise Corect. Gheorghe. Avem Moise datele Gheorghe. Lui, îl vom contacta imediat ce va fi posibil. Rugăminte mare. Ca să intre în posesia premiului, trebuie să-l somăm. Să vină duminica viitoare să iau la întrebări aici, că trebuie categoric, să iau la categoric. Întrebări. Categoric. Mulțumim, domnule avocat. Și eu vă mulțumesc. Este foarte important că a răspuns la telefon. Tocmai de asta am insistat să tot sunăm, pentru că știam regulamentul. Odată ce răspunzi la telefon, câștigi premiul. Dacă nu ar fi răspuns la telefon, ar fi fost o problemă. Dar am să-l taxez pe domnul Gheorghe. Am să-l taxez. Îl aștept săptămâna viitoare cu mănușile de box pregătit. Doamnelor și domnilor. Omul nu poate, poți să iau o mașină? Dacă domnul Gheorghe nu vine nici duminica viitoare și nu dăm de el până duminica viitoare, ce se întâmplă? Nu știm ce se întâmplă. Până una alta trebuie să ieșim din această extragere. Semnal, închidere, extragere.